Cum stăm cu zodiile? Cu zodiile stăm bine pentru că ziua vine cu o energie frumoasă și vrem să ne conectăm la nivel emoțional cu cei din jur. Vom oferi tot ce avem mai bun celor pe care îi iubim, iar astăzi iubim din plin. Să ne bucurăm de această zi, mai ales că weekendul se anunță plin. Berbec, ești foarte generos cu partenerul de viață și poți face un cadou special care să reflecte această stare a ta. Este o zi și cu multe satisfacții financiare. Taur. După o săptămână destul de intensă pe plan profesional, a venit momentul să lansezi o invitație cuiva drag. Vă puteți organiza să ieșiți la o cină sau să fugiți câteva zile împreună. Gemeni, nu ai cel mai bun randament și preferi să adopți o rutină mai relaxată, poate presărată cu ceva programări care să te ajute să te ocupi și de starea ta de bine. Rac. Astăzi, copiii joacă un rol foarte important pentru cei ce sunt părinți, care îi pot înscrie pe cei mici la un curs. Alți raci pot avea multă inspirație într-un proiect de suflet. Leu, ai motive de bucurie de pe urma unor vești bune și este posibil să se lase cu sărbătoare în casa ta. Nativii care schimbă o locuință să țină cont în următoarea perioadă că lucrurile nu vor merge chiar șnur. Fecioară, vei afla că vorba bună mult aduce și poate face minuni, iar uneori fericirea e mai bună decât dreptatea. Așa că azi vei lăsa de la tine. Alte fecioare pot primi o cerere în căsătorie. Balanță, te simți bine în pielea ta și este cazul să o și arăți, cum știi mai bine. Unii vor alege să o facă prin vestimentație, alții printr-o sesiune de cumpărături, mai ales că eforturile muncilor încep să se vadă. Scorpion, persoana iubită te poate duce într-o escapadă romantică, iar weekendul poate fi unul plin de aventură. Alți scorpioni au ceva admirator secret ce își pot face cunoscute intențiile. Săgetător, tu ești mai nostalgic și nu-ți face deloc rău această revedere a trecutului. Poți face pace cu anumite experiențe. Profită de această zi să-ți încarci bateriile, weekendul se anunță plin. Capricorn, ar fi bine să încerci să-ți promovezi afacerea pe rețelele de socializare, pentru că ai multă susținere astrală. Spre seară, unii Capricorn pot merge la film cu prietenii. Vărsător, se anunță o zi cu rezultate și reușite ce nu vor trece neobservate. Este posibil să ajuți un șef chiar pe ultima sută de metri, ceea ce îi poate salva reputația. Pești, ești în lumea ta azi și nu prea te poate scoate nimeni din această stare. Fie că te gândești la călătorii, fie că înveți ceva ce te pasionează, aceste activități au o conotație specială. Ele reușesc să te conecteze la o vibrație mai înaltă. Acesta a fost horoscopul, să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia. Și mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru. Azi că totul merge.